Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știi că zic eu, merhaba. Merhaba este salut. E binevenit, știu ce, Gnaiden este bună dimineața. Un ascultător mi-a transmis aici că se zice bună dimineața, merhaba. Merhaba este, poți să spui și când intri undeva, zici merhaba. Probabil că deci, da. Bună dimineața la toți ascultătorii și toate ascultătoarele noastre care au fost măcar o dată în viață și celor care n-au fost, dar poate se gândesc să se ducă. Mergeți, fraților, ce să zic, e treabă. La Istanbul. Da. Nu mai sunt multe locuri pe planeta asta unde să te simți bine financiar, adică să fie prețuri mai mici decât la noi. Așa este. Îți vă dau un exemplu, un porumb copt era 2 lei jumate. Adică nu te ciupești. Da, corect. Am obișnuit când călătorim să fim... După câte știți, am fost un weekend, am fugit ca băieții. Unde fug băieții de la deșteptarea când e să fugă, fac o băiețeală? La Istanbul. Da, la Istanbul. Nevestele s-au gândit unde să ducă. Să duc la Istanbul să mănânce, stai liniștită. Da. N-am nicio treabă, nicio îngrijorare. Ne-am dus acolo. E... frate, este un oraș absolut fabulos în care am fost fiecare de mai multe ori și sper că l-ați văzut măcar o dată în viață. Este plin de energie, grozav, foarte aglomerat. Ne-am cam îngrijorat, am zis, mamă, ce aglomerație aici, nu prea se poartă măști pe străzi. Am zis, bă, hai să fim noi mai prudenți. Am stat numai în aer liber, numai nu știu ce, și am verificat. Rata de vaccinare în Turcia, 62%. Deci, în România, 28%. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi iar am fost mai deștepți ca toată lumea. Noi și bulgarii, pe noi nu ne păcălește nimeni. Asta cu vaccinarea în Europa și în Turcia, toți sunt fraieri, toți au fost păcăliți de oculta mondială, dar noi și bulgarii ne-am prins că e ceva aici, nasol, și noi nu ne băgăm cu vaccinul. În rest, toți ceilalți sunt... Deci noi, daci liberi. Exact. Până la capăt. Da. Una peste alta am plecat acolo cu mulțime de planuri. Luca, în mod special, Vlad și el cumva... Pe urma lui Luca au făcut planuri, au găsit restaurante, au găsit review-uri, au citit, au combătut, au pus pe listă, au făcut lista lungă, lista scurtă și așa mai departe. Când am ajuns acolo, da, n-am mai respectat niciun plan pentru că am ieșit, am văzut crunta realitate direct în fața hotelului. Da, am traversat strada și se afla acolo, cum să spun, o mică cârciumioară specializată pe un singur lucru. Frigărui de oiță. Aveau un loc cu un foc și un rotocol de oiță și asta era tot. Și o lipie și acolo s-a petrecut o bună parte din vacanța noastră. Da, se numește Chag Kebab, pentru cei familiarizați. A venit specialistul. Și e carnea pusă ca la cocoreci, așa, adică nu e un șiș vertical, e orizontal. Ca la ce? Și sunt niște fâșii ca la cocoreci, mațelele. Așa. Da, ce zic, dar n-ai vrut tu. Da. Și e pusă carnea fâșie așa. Și pe urmă ți-o ia pe o țepușă, o tricotează așa băieții aia, țaca, 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 și o taie pe urmă cu cuțitul foarte subțire și sunt niște fâșii subțiri de carne. Te-ai cântărit? Da. Zi. În 1700 în 2 zile. În ce vrei să te cumpere? Tu cât ai luat? Eu nu m-am cântărit. Pe de ce? Refuz. Eu vroiam să văd cât de bolnav sunt. Da. Da? Nici eu nu m-am cântărit, aia, dar văd pe circumferință. Nu, că nu sunteți serioși. Ideea a fost că ne cântărim toți și vedem aici care ce a pățit. Nu. Dar ăștia m-au trădat, m-au lăsat în offside. Cred că vreun kilogram jumate. Dar mie nu mi se pare normal, dacă sunt medici pe frecvență să studieze. Deci am mâncat practic 2 zile. Vineri și... Da, vineri jumătate de zi. Da. Și sâmbătă. Toată ziua. Mie nu mi se pare normal. Aș vrea să spui în fața colectivului câte kilograme de baclava le-ai cumpărat. Nu știu. La asta, la întrebarea asta nu s-a așteptat. 3. 4. Am 3. Dar știi că... Dar n-am păstrat, am luat pentru copii. Da. O cutie și în rest am dat. Pe cuvânt. Ce frăjeală. Nu mai am acasă, serios. Am gustat toată baclava. Da, asta vreau să... Istanbul, peste tot, la orice colț. Există, cum există degustările de vin... Luca ne-a învățat că există degustarea de baclava. Deci s-a căutat baclava o cea mai bună din Istanbul. Știți câte magazine de baclavale în Istanbul? Sute de mii. Ei, hai, Luca, noi am fost doar la cele 3 mari lanțuri. De mai multe ori. Pentru că le-a testat dimineața și le-a testat și seara să vadă dacă nu care cumva au adus altele. Dacă mai nu e marfa veche, da. Înțelegeți? Altfel avem... O întrebare, dacă tot au început întrebările cu medicii pe frecvență. Vrem să știm și noi, de la comunitatea turcă din România care ne ascultă, sau de la românii care trăiesc în Istanbul, sau care au fost, sau care știu, nu e pe podul Galata. Sunt zeci de pescari care stau acolo toată ziua
Știi, e tradițional, e clasic. Adică știi că pe podul Galata sunt pescari. Stau toată ziua și prind în medie 4-5 fâțe. Da, da, cum adică nimic. Deci fâțe, nu, serios, sunt puțin mai mari decât degetul. Da, hamsiile sunt. Puțin mai mari decât de hamsii. Nu poți să faci nici măcar, cum să spun, nici măcar o bruschetă. Da. Și nu e nici palpitant, adică alea nu trag, nu, ei practic lasă în apă niște cârlige cu cărniță pe ele. Și nu se luptă. Da, și până le ridică din când în când și iar le lasă până când la un moment dat prind unul de ăsta de 3 cm. Da, deci ce am vrea să vă întrebăm? De ce se întâmplă asta acolo? Adică ce e o superstiție? E de ce stau oamenii o zi ca să prindă 5 fâțe? Da, de ce întrebăm noi? Pentru că noi am crezut inițial că ei merg acolo ca să-și asigure hrana. Da. Exact cum spunea și Vlad, nu prind mare lucru, adică chiar nici măcar de un sandwich nu le iese. Și oamenii sunt îmbrăcați. Unii mai bine, alții mai puțin bine. Sunt toate categoriile sociale acolo. Practic nu înțelegi de ce stau și dau la pește. Altfel am vizitat muzee. Muzee de în aer liber. Cum? Dar am fost la Hagia Sofia, am fost la Moschea Albastră. Ați fost la Moschea Albastră? Era șantier. Și afară și înăuntru. Când ați fost la Moschea Albastră? Când tu dormeai. Eu m-am retras la un dat epuizat. Da. Și noi eram pe culturalizare. Da. Și George era fiert pe Moschea Albastră, că toți am mai fost și am mai văzut-o. Dar el zice, îmi doresc mult de tot să mai vedem o dată. Și am mers, era schelă pe afară, zic, n-are nimic, că înăuntru e frumos, era și coadă. Am stat la coadă, am intrat și înăuntru erau panouri, dar nu se vedea nimic. Înțelegi? Erau două desene cu cum arată... Ei, e un loc spiritual acolo. Da. Aia Sofia, Sfânta Sofia, faimoasa biserică a creștinătății timp de 1000 de ani, care a fost transformată în moschee de Mahomet Cuceritorul, după care a fost transformată în muzeu de Atatürk, a redevenit moschee prin decizia președintelui Erdogan, o decizie foarte controversată, pusă în aplicare anul trecut. Am intrat, am fost curios cum e acum înăuntru, e ca în moschee. Se umblă cu mochetă. Da, e cu mochetă pe jos, o mochetă verde. Oricine a fost într-o moschee știe că trebuie să-ți lași pantofii la intrare și se intră în ciorap sau în picioarele goale, lucru care se și simte, nu o să spun mai multe, dar în orice moschee există un aer special. Asta e. În rest, biserica sau, mă rog, clădirea este în continuare foarte, foarte frumoasă și merită văzută. Da, eu cu Luca am ieșit mai devreme, știi că am fost tentat să-ți luăm bașcheții de la intrare? Serios, am avut o scurtă discuție așa. Să-i luăm, să nu-i luăm, ce să facem, cum să facem, măcar să-i mutăm de acolo de unde ai pus. Eu era fără cale de întoarcere, adică ori plecam ciorapi acasă, ori nu mai făceam, că de asta am zis, bă, n-are niciun haz, adică dar știi că m-am rătăcit la ieșire. Pentru că... De asta ai venit mai greu? Da, am nimerit peret, da. Am nimerit, practic, latura pe care se iese. Da. Latura sudică, sunt mai multe ieșiri. Dar ai nimerit ieșirea. Da, și erau rasteluri cu dulapuri. Eu știind că pierd lucruri și mă rătăcesc, am reținut foarte bine în rastel, am pus în dulăpiorul în caseta numărul 27, tenisii mei. Doar că erau mai multe. Da, și când am ieșit am remarcat că erau rânduri așa, de rasteluri de-astea, în stânga și în dreapta fiecare intrări, dar toate aveau același număr, adică fiecare începea de la 1, se termina la 60, după care următorul începea de la 1, se termina la 60, după care... Deci trebuia să-ți minte și ieșirea, e ca în parcare, știi? Depinde, ca în parcarea de la mall, trebuie să-ți minte și etajul, nu numai locul. Așa că m-am dus la 27 și erau niște tenici de altă culoare și zic... Putoc. Da, stai să vezi ce se întâmplă acum. Eu sunt stupefiat că n-avem niciun mesaj cu explicații pentru pescuit. Deci, fraților, încă o dată, poate nu am fost bineînțeles, că nu s-a întâmplat niciodată. Noi orice problemă am avut, am fost descurcați de ascultători. Este un mister mare. De ce pescuiesc ea pe podul Galata? Da. De foame? Nu, cum? Sau de distracție și dacă de distracție... Care-i distracția? Care-i amuzamentul? Da. 7 și 38 de minute. Evident că ne-ați salvat încă o dată, prieteni, cu explicații despre pescarii de pe podul Galata. Și am aflat o grămadă de lucruri interesante. Noi am fost fascinați, cred, ca orice român care ajunge în Turcia și în Istanbul, de amploarea și calitatea infrastructurii de acolo. Se construiește uluitor de mult, s-a construit foarte mult, poduri fascinante, autostrăzi și așa mai departe. Acum, fiți atenți, deci podul Galata este al cincilea dintr-o serie, a fost construit acesta din urmă în 94 și în mod tradițional în zonă se pescuia. Numai că, mă rog, în urma activității industriale, apele de acolo au devenit atât de poluate încât în anii 90 nu mai exista viață marină. Așa că după ce au construit podul Galata în 1994, s-au apucat să curețe apele Cornului de Aur. Și au extras 5 milioane de metri cubi
de deșeuri și de noroi de pe fundul apei, din Cornul de Aur, 5 milioane de metri cubi în 3 ani, după care au săpat tuneluri, turcii, da? Au săpat tuneluri subterane, evident, prin care au pompat apă curată acolo. Și începând cu anii 2000, viața marină a revenit în zonă și au reapărut și pescarii. Și e mai mult așa, un fel de, cum ar fi la noi, șezătoarea noastră. Oamenii se duc acolo, pescuiesc și am primit și explicații, inclusiv de la, de la turci care trăiesc în România. Da, da, da. Hai să le luăm pe rând. Neața, neața. Din ce, din câte gândesc eu pe turci, cred că sunt plătiți aceia să stea acolo la pescuit, pentru că sunt foarte multe tonete pe acolo, ecmeche, balâc, pâine și pește. Să creadă turistul că e pește direct din baltă, instant, pe grătar. Așa e. Că asta este explicația. Vă pup, Edi din București. Salut, Edi. Așa este, se vinde balâc sandwich cu pește la piciorul podului, dar balâc peștele ăla e de fapt merluciu congelat din Norvegia, nu vine din Cornul de Aur. Macro, poftit. Macro, da. Care e diferența între... foarte grav să confunzi macro cu merluciu. Merluciu și macro, te rog să-mi explici. Poftim. Care e diferența între merluciu și macro? Nu pot să-ți spun acum, că n-avem timp, fii atent, ne zice altcineva, ca toți bărbații din lume, fug și turcii de acasă sâmbăta să scape de aspirator. Corect. Iar altcineva spune că cu pescuitul e la fel peste tot. Important e să dai la pește, nu să prinzi pește. A unde pleca, de unde se întoarce, socializează, fac politică. Important e să participi. Exact. Bravo. Și am primit și un mesaj din comunitatea turcă din România. Pescuitul de podul Galata este o cultură. Vine dimineața până seara pescuiește. O parte mănâncă, o parte dă pe vecin. Salutare, Özgür din București. Teşekkür Özgür. Teşekkür Özgür. Da, așa este. O parte mănâncă foarte puțin. Da, poate la vecini. Cred dacă că și vecinii strâng... sunt foarte slim. Da, dacă se strâng 10-20 așa să dea la un vecin, poate că vecinul face de o ciorbă. Mulțumim. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.